timpului am constatat că fabrica de pârării va fi demolată într-un viitor foarte apropiat. S-a lansat în dezbatere publică un plan urbanistic zonal și fabrica de pălării cu halele care le știm noi, cred că inclusiv ambasada vor dispărea, iar va fi păstrată doar partea din față, aceea care este un pic retrasă, care este monument istoric de sine stătător, deși fabrica face parte din ansamblu vechiul cartier Iosefin, are liste LMI, dar, din câte am înțeles, o să primească aviz favorabil și de la Direcția Județeană pentru Cultură. Și uite așa, o altă fabrică celebră din Timișoara va dispărea. Este normal, na? Civilizația își pune cuvântul, așa zisă civilizație, vor apărea o zonă rezidențială, vor fi foarte multe clădiri acolo, va fi și o bancă, vor fi zonă rezidențială, se potrivește cu ceea ce este acolo, mai ales că în partea cealaltă, regimul de înălțime, noi nu ne-a interesat regimul de înălțime, dar ținând cont că avem clădirea Nokia, totul va fi raportat probabil la acea clădire de acolo. Chiar dacă zona este într-o zonă protejată, sperăm să dea bine tot ceea ce se va ridica acolo să fie de folos Timișoare și timișorenilor. E trist că nu se prea ține cont de ceea ce a fost cândva patrimoniul cultural-industrial al Timișoarei, dar nu putem să le oprim. Dacă am pierdut fabrica Tur, unde nu a fost niciun fel de opoziție din partea nimănui, am pierdut Candia, Elba, chiar s-a finalizat recent demolarea. Asta este, trebuie să meargă și asta, dar măcar rămâne fabrica de țigări care se autodistruge, pentru că acolo sunt discuții mari legate de insolvență, de datorii, este girată de câte am înțeles, nu mai știu ce mai este acolo, dar măcar aceea este monument de sine stătător și va fi foarte greu de demolat. Zona gării va deveni foarte interesantă și de o parte și de cealaltă a liniilor de tren. E un complex, nu știu cum îi zice, Mara, pe partea cealaltă. Acum s-a dat drumul la un puz legat de un nou magazin Lidl, care va fi chiar în fața acestui, cum îi spune, pasaj de la Jiu. Timișoara se dezvoltă încet. Dar sperăm să nu se supera aglomereze din cauza acestor zone rezidențiale. Am constatat o chestiune legată de puzuri, care mi se pare destul de ciudată. În marea majoritate a studiilor legate de trafic, studiul de trafic, de circulație, se fac în lunile în care lumea e plecată în concediu. Chestia asta am constatat-o la Liceul de Arte, când a fost dezbaterea publică și am constatat la o întrebare a unui domn care a fost prezent acolo, studiul de trafic s-a făcut în luna august, când toată lumea e plecată, nu e nimeni în zonă și au zis că e ok în toate punctele de vedere, dar dacă acum mergem pe Loga, o să constatăm că dimineața, când lumea merge, își duc copiii la școală, e o problemă destul de gravă legată de traficul din zona respectivă, ținând cont că va fi o bancă, va fi un magazin mare, acolo va fi zonă rezidențială. Deci situația puzurilor, din punctul nostru de vedere, nu este clară. Nu înțelegem de ce Direcția de Urbanism și Direcția de Comunicare a Primăriei Timișoara nu informează organizațiile non-profit și organizațiile profesionale în ceea ce privește aceste puzuri, mai ales în zonele cu cânte, ca aș spune, cum a fost fabrica de pălării, cum este acum, chiar la ora asta este o discuție privată la Primăria Timișoara legată de situația de la Oglinda, este vorba despre puzul de acolo, de la piața Bisericii numărul 7, unde proprietarii au venit cu să ridice acolo o clădire de undeva la 5 etaje, plus încă un etaj retras și acum s-a ajuns la P+3. În care am înțeles că și
biserică, preotul parou și credincioșii sunt de acord cu asta. Noi am oprit cât am putut, nu putem să oprim dezvoltarea orașului, așa cum ne acuză primarul Nicolae Robu, dar noi nu mai intrăm în discuție aici, pentru că noi am încercat să-i aducem la dialog pe vecini și pe cel care investește în zona respectivă. Timișoara trebuie să meargă, mai ales că este o fabrică acolo, chiar într-o zonă, în miezul cartierului Elisabetin, și trebuie situația acolo a fost neclară total. Am constatat cu surprindere că acea biserică nu este monument istoric, deși este cea mai veche biserică ortodoxă română din Timișoara. A fost construit undeva într-o primă formă în 1794, forma actuală undeva la sfârșitul secolului XIX oare. Din câte știm noi, este construită din două părți, iar dacă se va lucra acolo, nu știm, nu este teamă de ceea ce este mai rău. Biserica, nefiind sigură din punct de vedere al fundației, să nu cumva să se rupă. Este o temere de-a noastră care aș putea spune că nu are temei, pentru că n-am făcut un studiu real. Dar din cele povestite am aflat că ea a fost fără turn la început și partea a doua a fost adăugată aproape 100 de ani mai târziu. Deci nu știu ce legături sunt între ele, deci s-ar putea să nu se știe niciodată. Partea cu comunicarea în ceea ce privește puzurile, în ceea ce privește comunicarea dintre Direcția de Urbanism și vecinii direct implicați în aceste dezbateri, în ceea ce privește puzurile, se face foarte greu. I-am constatat lucrul ăsta la oglinda, unde acel panou, da, trebuie să fie un panou care să stea o perioadă îndelungată acolo, se pune, se face o fotografie și se dă jos pentru a nu se atrage atenția asupra. Asta am constatat noi. Ei ne-au contrat și au spus că acel panou a stat tot timpul. Noi am întrebat vecinii de acolo și ne-au spus că nu a fost. Acel panou trebuie să aibă anumite dimensiuni, să fie de minim A3, da? Să fie un format minim A3. N-a fost până când s-a început dezbaterile, el trebuia să rămână cel puțin un an de zile, acel panou nu a rămas. Și asta este o problemă. Iar comunicarea dintre inspectorii de zonă și cei care se ocupă de la Direcția de Urbanism a Municipiului Timișoara cu proprietarii, cu partea învecinată a cvartalului pus în discuție, este foarte greoaie, mă repet, pentru că am constatat lucrurile astea. Ei trimit documentele cu data poștei, în ziua de astăzi sunt telefoane, nimeni nu îi informează, chiar ieri m-au sunat vecinii fabricii Oglinda și mi-au spus că este o ședință la primărie și dacă ei n-au fost informați și au primit informațiile pe surse, vedeți că se discută chestia asta la primărie. Oamenii erau speriați că nu știau ce se întâmplă acolo. Am avut o discuție chiar spre surpriza noastră, chiar cu arhitectul șef, în care am pus problema reală. Dânsul a zis că este dispus ca să avem întâlniri periodice referitor la chestiunile care ne interesează pe noi și a zis că răspunde afirmativ la orice fel de invitație de-a noastră dacă este anunțat în timp. Deci un prim canal de comunicare, să zicem așa, cu Direcția de Urbanism l-am obținut chiar prin arhitectul șef al orașului, domnul Sorin Ciurariu. Da. E ok. Da, dar i-au vrut 6. I-au solicitat prima dată, era enorm de mult. Perla, da, e 4. Cam așa este. Deci ei se raportează la ce este acolo, în regulă, dar ei vreau să vină până în hotarul cu curtea bisericii. Și nu e ok să vii cu balconul în proprietatea vecinului, nu prea e în regulă, nu știu. Îs niște legi care trebuie respectate, oamenii încearcă și e normal, nu putem să ne opunem. Și ceea ce ni s-a părut ciudat a fost că totuși piața Bisericii și piața Crucii fac parte din partea istorică a municipiului Timișoara și ar fi trebuit ca să solicite avize de la Direcția Județeană pentru Cultură, dar noi am constatat că între Direcția Județeană pentru Cultură, Timiș și
reprezentantul Ministerului Culturii, nu? Și Direcția de Urbanism sau Primăria Municipiului Timișoara, comunicarea este mică, este slabă. Din cauza asta apar divergențe la orice chestiune, unde e o chestiune legată de ceea ce înseamnă patrimoniul cultural construit al Timișoarei. Avem un plan, da, se încadrează din punctul nostru de vedere, ceea ce este acum se încadrează, ceea ce a fost înainte nu. Dacă e real, pentru că noi, deși ne-am transmis solicitare la Direcția de Comunicare ca să fim informați în puzurile din Timișoara, nu. Probabil, nu știu, legea spune că trebuie măcar Ordinul Arhitecților, organizațiile profesionale, noi nu suntem organizație profesională, dar Ordinul Arhitecților ar trebui informat când se întâmplă se iau astfel de hotărâri. Și acum toată lumea se grăbește cu puzurile pentru că planul urbanistic general este pe ultima sută de metri și urmează să se definitiveze planul urbanistic general și probabil acum toată lumea vrea să-și aranjeze ceea ce mai e de aranjat acolo. Din punctul de vedere al Direcției de Urbanism, la cel mai înalt nivel, la domnul arhitect șef, am avut o întâlnire în care am pus în discuție inclusiv chestiunile legate de liceul de arte, în care dânsul mi-a arătat că noi suntem puțin obtuzi, noi cei de la Salvați Patrimoniul Timișoarei, și ne-a explicat că în cartierul Graț, în orașul Graț, chiar în centru istoric, era un balon de sticlă care a devenit o atracție istorică, o atracție turistică în respectivul oraș, și de ce n-ar fi și la noi. Nici nu mai știm ce să zicem legat de asta, pentru că nu am fost sprijiniți în acest proiect nici de comunitatea evrească de aici, nu ne-a sprijinit nimeni, doar Ordinul Arhitecților și Mitropolia Banatului, care avea interese directe în ceea ce privește că nu mai le obturează lumina în palatul mitropolitan de la ei.